Speriatura mare am tras săptămâna asta Și că vine înghețul Să vină înghețul Când e atâta floare Când au înflorit alelele Au înflorit panselele Au înflorit prunii Vă dați seama Catastrofă națională Să dea înghețul când e floarea în prun Dar există un Dumnezeu al ardelenilor Și florile au rămas în prun Că coace Doamne pruna în prun Să iasă vinar sub un bun. bună dimineața Suntem la cafeaua de după Cu Nicu Bendea Pe YouTube sunteți A, ah, că acolo sunteți puțini da, ia să vă văd eu pe Facebook, sunteți mai mulți, nu contează, mulțumesc frumos, dați share ca să afle toată lumea. Ce miroase? Ai putoare din Cluj. Păi normal, dacă sapă ăștia după metrou, ies haznalele la suprafață. Ori săpat într-un amărât de părculeți și ori găsi ziduri romane de pe la 970-210 după Hristos, o venit ministra culturii, doamna Turcan să-și facă poze acolo și zice ce frumos, Mai un derap de parcă, e un nimic, zice ce frumos, o să scoateți la suprafață aceste, aceste vestigii. Nu știu, doamna Turcan, au fost pe multe ministere, au fost și la Stolojan pe genunche, din câte știu eu, alt vestigiu Stolojan. <gători> culturii Cepei, culturii Arpagicului, la cultură la Pirică, habar n-am nu știu, dar face pe grozava. Sau mai există o variantă de ce pute în Cluj. Domnul primar Boc și-a luat o casă pe lângă Cluj, când mă atâta și-a permis dânsul, fiind doar primar și fiind din Mergău, și o să fac cu grădina. Au făcut o filmare la ceas de seară în vestuțe și în păpuci, mă, în pantofi, să săpa grădina. Și-o pus pe deasupra, bineînțeles, urușac, găinați ca să iasă ceva din pământ. Un nou mandat de primar că aș bea acum o cafea ca să treacă mirosul ăsta, aburii ei, dar nu mai dați bani. Mă, fiți oameni cum să cade, că e postul. Bai mie coffee.com slash Nicu Dați acolo o cafea, că cine dă o cafea lui Nicu, se mântuiește. Amin. Bă, știți voi, contul e acolo, dați când aveți bani, nu e o problemă. Zicem noi de Cluj-Napoca, un cetățean, și a făcut o baie în balcon. și a pus Buda în balcon, mă. Sub balcon ți-am lăsat o marmeladă. Și stătând eu, pe tron, mă măi, că regă vorbeam cu vecinul, hai, ce frumos <ație> e să fii în balcon să stai pe budă și să salu. Salut vecinii, Ce gătești, ei? Tu aduc carne, eu strimim mirosul, blea! Un primar din Mehedinți, dintr-o comună de Mehedinți, a pus palmieri de 100.000 de euro în dreapta și în stânga șoselei. Vorba proverbului: în stânga copaci, și în dreapta pădure. Palmieri în Mehedinți! ți, -ți ce e curios e că strada nu e asfaltată. Și o zis omul, ce am pus palmieri, așteptăm să plouă și facem un Dubai aici. Piscină din piscină, cu condiția să n-ai o mașină. Ce vă pasă, ce vă pasă. da, 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 că am uitat îți de săptămâna trecută că am vrut să vă și am tăt da, acum zic CFR, clubul de fotbal CFR din Cluj-Napoca și a făcut Academie de Fotbal în Burkina Faso. Academie de Fotbal să, să descopere noi talente. Asta vine după mine? <laughs> vine ambulanța să mă ia. De când nu mai primesc cafele, bai mie cofi cu bene, vine ambulanța. Deci clubul de fotbal CFR din Cluj-Napoca și-a deschis Academie să descopere tinere talente taman în Burkina Faso. Să vorba lui soacră mea, Burkina So Soacră mea, ce face acum? Varză, decupează, taie, nu știu ce, că duminică spaștile catolice și ea speră că luni să vină cineva cu datul. Sau dacă nu vine cu, vine cu datul cineva, să vină măcar piștii cu pensia. Ocup tu la ea? A, 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 aduci tu pensia la doamna, da și luni, 1 aprilie, ziua păcălelilor. Nu cred că trebuie să o sărbătorim, că în România fiecare zi e o zi în care suntem păcăliți, mai ales că e an electoral. Mulțumesc pentru urmărie, să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine în materialele următoare.